În această primăvară, șoferii trebuie să dea o adevărată probă de dexteritate când circulă pe străzile din Ploiești. Deja, în unele locuri, se sapă în asfalt, iar traficul este dat peste cap. Edilul dă asigură că este doar o chestiune de timp până se va circula în condiții bune. E obligația de a le face carosabilul. Chiar acum am în birou 6 autorizații de construire pentru schimbarea rețelelor de gaze pe mai multe străzi din Ploiești și inclusiv pe zona centrală. Îi aștept pe cei de la GDF Suez la o discuție săptămâna viitoare sau chiar săptămâna aceasta, încercăm mâine, dacă se poate. Oricum, ei au fost invitați la Direcția Tehnică a Primăriei pentru o discuție exact pe acest subiect, pentru că suntem nemulțumiți de modul cum repară strada în urma executării lucrărilor. Din păcate, s-a dovedit că nu de puține ori termenele de execuție nu sunt respectate. Primăria este însă dispusă la concesii doar pentru ca lucrările să fie terminate mai repede și mai bine. Se pot dispune amenzi, însă amenziile sunt mici raportate la, spun așa, necazurile care ne fac nouă proiectul, așa că încercăm să rezolvăm această chestiune pe calea amiabilă. Nu doar termenul lucrării este în discuție, ci și repararea părții carosabile după ce se fac săpături. Tranșele lăsate în urma muncitorilor parcă nu mai sunt responsabilitatea nimănui după ce firmele își fac treaba.